Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că au fost depuse 8 oferte pentru realizarea studiului de fezabilitate și proiectului tehnic pentru drumul expres Suceava-Botoșani. Termenul limită de depunere a ofertelor a fost miercuri 17 mai. Încă de anul trecut s-a semnat un protocol de colaborare între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și cele 4 unități administrativ-teritoriale implicate. Consiliul Județean Suceava, Consiliul Județean Botoșani, Primăria Suceava și Primăria Botoșani pentru realizarea proiectului drumului expres Suceava-Botoșani. Consiliul Județean Suceava a fost desemnat lider de proiect cu acordul celorlalte OAT-uri. Am întocmit documentația pentru organizarea licitației pentru studiul de fezabilitate, autorizație de construcție și proiect tehnic, iar termenul de depunere al ofertelor s-a încheiat pe 17 mai. Au fost înscrise 8 asocieri de firme, iar apoi urmează ca ofertele să fie deschise, analizată și câștigătorul desemnat. Acest drum are o lungime de 19,5 km cu două benzi pe sens și separator de sensuri, inclusiv 4 poduri și 2 noduri rutiere. Valoarea estimată a investiției este de 173 de milioane de euro cu TVA, a declarat Flutur. El a subliniat că drumul expres Suceava-Botoșani reprezintă o prelungire a autostrăzii A7 și este amplasat strategic în partea de nord-est a țării, aproape de granița cu Ucraina și Republica Moldova. Investiția este privită ca o modalitate de scurtare a timpului de călătorie între cele două capitale de județ, care adună peste un sfert de milion de locuitori și poate fi considerată un pol de dezvoltare economică cu forță de muncă, aeroport, universitate și școli profesionale.